Bună seara, bună seara, ofițer John Periculosul de la Poliția Română. Îmi puteți spune, vă rog frumos, de ce aveți mască? E din familie. Din familie, da? Mi-a lăsat-o tata moștenire și... Și ce aveți în geantă, domnule, dacă nu sunt prea indiscret? Haideți să facem o percheziție, veniți în secție aici, vă rog frumos? Da, domnule, am kebab, water... Da, 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 sigur, facem o percheziție, nu-i problemă. Uite-l și pe colegul aia. Colegul! Și tata. Lui tata i-a căzut un borcan pe cap când era mic. Și mama i-a dat masca. Da, colegul. Colegul, haide să mă ajut, te rog frumos, cu domnul aici. Bine, că colegul. Vreau să fim doi. Mamă, ăsta e dubios. Bine, deci, bine. Cum am intrat, băieți, în oraș, mi-am intrat pe tură, îl găsesc în fața secției pe tipul ăsta, cu mască și cu geantă de geafuri, frate. Eu cred că e mare mafia. Haideți să facem aici o precheziție, haideți să facem aici. Fața la tomberonul acesta, vă rog frumos, că tocmai ce l-au curățat și... Da, 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 facem o percheziție rapidă. Deci știți cum e cu masca tata? A luat bătaie când era mic. Ia să pipăim un pic aici, ia să vedem ce aveți. Și... Apă, aolo, ce e ăsta, domnule? Aolo! Ce are colegul? Are un coi de mistreț. Braconaj. Păi știu că nu e al dumneavoastră acest coi de mistreț, dar al cui este? Al unui mistreț. Aolo, păi ce faceți cu el, domnule? Băi, dar ăsta-i permis? Adică... A venit cu tot cu masca. Am înțeles. Când... Domnule, păi... vă rog frumos să vă dați jos masca, da? Domnule, când sunt la jocurile de noroc, arunc cu coiul și dacă o să cadă pe partea unde e mai puțin așa, o să fie norocul, dacă nu... Am înțeles. Ce să faci? Am înțeles. Eu am crezut prima dată că aveți coronavirus, domnule, trebuie să vă băgăm imediat în... Păi nu, măcar are mască să nu ne... Tata a avut și coronavirus. Tata a avut și coronavirus, ce dumneavoastră. Din Japon? Gata, domnule, mulțumesc, haideți, vă las, gata, vă las. Păi că e și chinez și turc și de toate. E și chinez și turc și de toate. Băi, fraților! S-a dus să ia toate bolile. Da, păi... Gata, domnul, mulțumesc frumos, mulțumesc. Zi bună, zi bună. O, zi bună, domnul. Pot să vă pun apă cap? Sigur, sigur, aici pe cheliuță. Sigur, sigur. Aoleu, am luat și eu coronavirus. Gata, haideți, dați-i drumul, haideți, vă rog. Domnul, dar cum se simte că îmi pui capul pe pernă? Aoleu, domnule, am plecat că mă supărați și trec cum se întâmplă. E dubios rău de tot ăsta. Băi, fraților, bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod din seara noastră minunată de GTA Real Life 5M, oameni buni. Ne aflăm, bineînțeles, tot aici în orașul nostru Atom, România Roleplay. Și vă plătesc dublu. Nu, domnule, îmi pare rău, deja a spus mâna pe chelia mea, ce mai vreți? Haideți afară, aici e zonă, asta e o zonă. Gata. Așa, mulțumesc, mulțumesc. Să-i spun că e strict pentru poliție. Dar vedeți că mănuși, nu e nicio problemă. Da, domnule, dar mănuși rupte. Haideți, seară plăcută în continuare. La fel. Băi, frate, deci serverul mi se pare bestial, se mișcă foarte bine și îmi place foarte mult că... Băi, sunt unii jucători care fac roleplay și unii jucători care fac și roleplay, dar sunt și amuzați, cum e tipul ăsta, ce care ai să spun mâna pe chelie, nu știu, mie mi se pare foarte amuzante fazele astea. Ia uitați ce ne putem cumpăra de aici. Motocicletă, poliție, Ford Mustang, poliție, Ford Focus, poliție, Dacia Duster, BMW X5. Băi, eu cred că o să merg tot cu acest Bugatti Chiron foarte, foarte frumos. Mi-e place foarte mult cum arată, sincer. Vă aștept și pe voi pe server, toate detaliile în descriere. Știți că de acum... Alo, știți că de acum încolo aici ne șicăm, ăsta e cam dubios aici. Aba. Mamă, geamăr fumurii și ăsta. Ba nu, ăsta n-are, ăla are. Ok, eu zic să luăm pe ăsta. Mamă, mergem după el. A luat la fugă dubios când m-a văzut, nu? Adică eu... Bă, trage după mine ăla? Ma... Coborâți din mașină în momentul ăsta. Poliția Română, mâinile sus. Poliția Română, coborâți din mașină, mâinile sus. Gata, domnul, gata. Mâinile sus, fața aici la ATM. Haide, mai repede, mai repede. Gata, domnul. Fața la ATM am zis. Vai, te... colegule, ce mi-ai făcut? Ce s-a întâmplat, mă, mă panică? Intrai și tu în orașul ăsta și deja... O să-i verușoanu, mur! Ce-am făcut? În genunchi, în genunchi, amândoi în genunchi, hai! Domnul polițist, dar ce-am făcut? Nu amândoi în genunchi, am zis! Așa, te spunem repede cătușele. Gata, domnul, haideți, domnul, domnul polițist, vă rugăm frumos. Aulu, cătușele, colegul, mi-a pus cătușele. Ce s-a... Opa! Eliberați zona, vă rog frumos, haideți, eliberați zona. Trebuie să cer întăriri, băieți, trebuie să dăm aici repede. Mergem aici la telefon, dăm anunț, dăm poliție.
Urgent, întăriri aici. Colegul, ce facem? Stai. Nu, de fapt, da. Vă aud, băi, am auzit foarte dezvoltat. Sună aici. Servicii, poliție, urgent, întăriri aici la mine. Că nu v-am văzut unul la față, domnule. Ți-am spus că nu trebuia să o luăm pe lângă poliție, era clar că o să fie cineva. Da, aveți ceva de ascuns? Stați așa că vin întăririle acum, că mi-e cam frică să mă ocup cu voi. Poliție, ia uite, vin întăririle acolo, bine, și eu am cerut urgent. Sunteți sigur? Sigur. Cel mai sigur, domnul polițist. Uite-l pe ăla, ce faci? Aolo, dar știe domnul polițist cu dumneavoastră. Bun, hai, în picioare amândoi. Uite-l pe ăla, băi, e mor colegul! Aolo, a murit colegul! A murit colegul! Domnul, chemați o ambulanță! Colegul, cheamă ambulanță, că a făcut accident acolo, colegul de acolo. Cheamă ambulanță repede. Aoleu, cum? A făcut accident. Cheamă ambulanță repede. Ăștia vorbesc acum, eu aud. Băi, vă uitați cam dubios, băi, vreți să faceți ceva manevre aici sau nu înțeleg? Nu, ia, hai, în genunchi. Ia spuneți-mi, de cine fugeați? Ia spuneți-mi. De aer, domnule. Admiram și noi priveliștea, domnule. Nu, e urât aerul, domnule. Domnii, imediat cum au văzut, au tirat la maxim, domnule. Eu cred că au la ei niște droguri de mare risc. Am eu așa o impresie. Haideți, domnule. Vă ajut, colegii. Problema este că se mai plimbă niște băieți cu niște mașini pe aici și mi-e frică să nu fie cu ei. Da, no, domnule, stai. Trebuie să securizăm zona. Sunteți în regulă. Sunteți în regulă. Domnul, vă ajut? Pun niște bariere pe aici, ceva? Haideți să facem o percheziție pe ei. Da, putem pune niște bariere. Hai să facem repede o percheziție. Aolo, ce avem aici? Avem... Nerf. Ci pungi de pus pe cap? Bună ziua, domnilor. Asta-i seculez, domnul, pentru gunoi. Seculez pentru gunoi? Da, domnul. Am înțeles. Păi și de ce au găuri pentru ochi, pungile astea pentru gunoi? Păi, au mâncat șobolanii de pungile. Au mâncat șobolanii, perfect. Păi au și pentru ochi și pentru gură găuri. Păi trei găuri făcută la toate pungile. Am înțeles. Păi și am o întrebare. Ce faceți cu acest... Aolo, armă cu lunetă? Mitralieră? E pentru păsări, domnul, că am păsările acolo. Și shotgun-ul pentru ce? Shotgun-ul pentru ce? E nerf. Da? Că zic că copii acasă. Da. Și canistra cu benzină? E cu apă. E cu apă? Puteți să gustați, domnul. De jucărie, domnul. De jucărie? În afară de... Colegii, e... E foarte periculos, vă asigur. Colegii, eu cred că este un hoț. Domnul, spus că am droguri, domnule, n-am droguri, domnule. Da, hai să-l verificăm și pe colegul tău, azi, sunteți dubioși. Colegul, tu ai pistol numai de jucărie, așa-i? Eu am eu de jucărie. Da. Aolo, pistol, ăsta-i de jucărie, mă, nu-i de jucărie, ce-i? Ce numai de jucărie? Stați ca aflu eu dacă soț, mă uit în fața lor. Da, colegii, soți ăștia. Ce față ai? Mă, tu ai vorbit urât? Haideți să-i luăm un pic pe sexe, să le arătăm cum e la bulău. Hai, unul într-o mașină, unul într-o mașină. Fiți atenți să nu fim urmăriți, că poate să încerce careva să ne intercepteze. Colegii. Domnul, eu nu mă pot urca, domnul, de acolo, cu mașina de acolo, colegii. Domnul polițist, mă urca la volan din greșeală, domnul, mă scoateți de la volan? Haideți, în genunchi în momentul ăsta. Colegii, haideți să zicei cu ei. O ia la fugă. Mamă, frate. Să lăsați, domnul. Aveți grijă la mașina aia, aveți grijă. Bă, ăsta mi-a luat mașina. Domn poliție, suntem într-o mașină. Aolo, ce ați făcut, mă? Nu știu. Afară, hai, du-te la colegul, hai că-ți deschide cu limba că te descurci. Hai ziua. Aolo, colegul, te-ai dus-o colegul. Aolo, încă unul cu mască pe față. Mă, ce dubioși sunt toți ăștia de aici, băiți. Da. M-am deschis, limba. Drept în față către secție, nu? Haideți, domnul polițist, o ciocolată, o biscuită. Da, nu merge așa, nu merge așa, îmi pare rău. Pistolul ăla nu-i de jucărie, e boss. Are 500. Păi și atunci? Ce o să zică nevastă mea, domnul polițist? Ei, ce o să zică nevastă ta, e? Nevastă-ta o să afle că a fost cu un hoț jegos. Hai, George.
Ce trebuie cum fac aici, că merge la burrito, merge la... Haide, jos. Aolo, colegii, a început un jaf. Colegii, a început un jaf. Haide, vină tu încoace. Băi, se descurcă cu celălalt, eu mă ocup de asta. Haide, vină în momentul ăsta, vină aici. Să vorbim un pic între patru ochi. Sigur, sigur. Ai noroc foarte mare că acum trebuie să fug urgent. Aolo! Au! Așa, Andrei? Așa că, fii atent, să rămână între noi, da? Da, da, da. Zandrei, bă... Dă-i drumul de aici, dă-i drumul de aici! Fac poză, dai să fac poză, dai să fac poză. Vorbește un pic, vorbește un pic, bă. Haideți, domnule, vă rog. Haideți, domnule, mai aici un pic, mai acana un pic aici. Poză, oh my god, doamne. Fii atent, să rămână între noi, să confiți pistolul ăla. Colegul tău, colegul tău nu o să fie atât de... Nu o să fie primit atât de bine, înțeles, de colegii mei, pentru că avea foarte multe chestii la el. Dar da. Uite, eu îți confisc pistolul, să zicem că era pentru apărare, dar dacă te mai prind o singură dată cu ceva la tine, ai belit, ai înțeles? Vă promit că o să-mi iau și por de armă. Bine, hai, dă-i drumul de aici. Trăiți. Asta e leșinat aici. Tu ce faci? Păi tu ce faci, mă, unde-s colegii mei? Păi am fost prins, domnule. Păi și colegii mei unde sunt? Păi nu știu, am venit. Hai, ocupă-te de el, că e jaf. Ocupă-te repede de el și mergem la jaf. Bălbăitule. Uite-l pe ăsta ce mă enervează. Mamă, fraților, deci îmi place foarte mult serverul și nu știu, am început acum să am un chef de la nebun de 5M, frate, mai ales acum că sunt și eu Gabor. Ideea este că trebuie să mergem la jaf repede. Opa, nu vreau număr de înmatriculare. Trebuie să mergem la jaf, frate, repede, repede. Nu știu unde este Swarovski, sincer. Chiar nu știu unde. Stai la o poză. Ce că pot stau la o poză, frate, băi. Unde dracu este Swarovski? A, lângă un diamant pe artă, știu că era. Un diamant pe aici, pe undeva. Problema este că eu sunt mai cure de fel. Deci eu, credeți-mă, băieți, sunt foarte, foarte cure, da? Eu nu o să văd diamantul acela niciodată. Drept urmare, nici măcar nu-l văd. Da, așa. Ești pe contrasens. Mă scuzați, domnule, mă uitam aici pe Waze, mă scuzați. Aolo! Că la Swarovski coroana albă. Vine domn polițist. Stați un pic, domnule. Ce vrea mă ăsta? La coroana albă. Deci trebuie să fie o coroana albă. Să mor eu dacă văd vreo coroană albă, băiți. Stai. Ia să vedem, coroana albă. Uite, coroana albă, acolo e. Mamă, dar se împușcă mulți pe aici prin oraș. Olo, e haos în oraș, băieții, păi trebuia să încep să fac treaba de mai devreme, știți ce zic? Mai avem 0,70 mile, trebuie să mușe un kilometri. Dar era foarte mică corona aia și nu o vedeam, frate. Trebuie să învăț și orașul, bro, pentru că... Na, am venit recent în oraș, mi-am ocupat recent postul și nu prea mai știu. Bă, era o mașină acolo, opa. Mamă, ce aici? Poliția română! Poliția română, mâinile sus, acum! Bă, dar stai că pe numărul așa. Nu intra în bancă, nu intra în bancă. Poliția română, ieși afară cu mâinile sus! Nu intrați în bancă! Ieși afară cu mâinile sus în momentul ăsta. Nu vreau. Ce domnul aici, că vreau și eu să-i cumpăr lui soția mea bijuterie. Poliția română, mâini de sus, am zis. Lasă arma jos, că trag! Ce faci? Lasă arma jos, că trag, am zis. Nu las, nu intra, nu intra sau trag. Tu tragi, mă? Bă, ia dă-i drumul de aici, că ne-am mai întâlnit noi mai devreme, dar ești dubios. Hai, dă-i drumul. Ia zi, șefule, care-i treaba? Care-i treaba, nu intra sau trag. Ești singurel aici? Ești singurel? Singurel. Sigur? 100%. Nu știu ce, nu prea am încredere în tine. Păi de ce? Haide un pic afară să discutăm și noi, prietenește. Păi da, nu. Stai să chemăm întăriri. E ca și cum dau jaf aici, nu? Întăriri urgent, colegii. Am cerut iarăși întăriri, frate, pentru că mi se pare normal să cer întăriri.
Haide, domnule, a început și ploaia. Ai nevastă? Ia zi-mi, ai pe cineva acasă? Am pe toată lumea. Ai pe toată lumea? Păi hai de aici din bancă și nimeni nu va fi rănit. Ce părere ai? Nu-s de aceeași părere, domnule. Mamă, și la Fleca Bank. Haideți, domnule, că astăzi în oraș sunt o grămadă de jafuri, altfel voi fi nevoie să intru peste tine. Baftă cu altele. Ești sigur? Sunt 100%. Eu zic să ieși în momentul ăsta din bancă sau intru trăgând. Nu ies. Nu ieși? Și nu intra ca să mori. Ai într-o biletă, dacă colegul. Vrei să-ți mai continui zilele, dacă nu... Colegul, ce facem? Colegul, ce facem? Intrăm peste el? Nu știu, colegul, dacă e doar el. Da, e doar el, eu așa cred. Printr-o parte, printr-o parte. Intrăm amândoi peste el, puternic? Da. Da, ai grijă, colegul, ai grijă, colegul. Da. Colegul, când o să zic cuvântul magic, piftie, intrăm peste el, da? Da, colegul, da. Ieși afară din bancă cu mâinile sus! Bu! A tras colegul, focuri de armă, focuri de armă, colegul! Colegul! Piciorul, colegul, au... Mamă, băieți, să-ți mai cerem tăriri. Colegul, piciorul, colegul... Tai, colegul, că n-am cum să... Nu intra, nu intra, nu intra, nu intra, sau o să pățești la fel ca colegul tău. Ofițer la pământ. Nu intra sau mori. Hai să o rezolvăm pașnic. Cum pașnic? Colegul dumneavoastră n-a vrut. Colegul, haide, haide, vino aici, vino aici, repede. Ajută-mă, colegul, să mă ridic un pic. Stai, colegul, încerc să ajung la tine, să-ți pun bandaj aici. Așa, așa, așa. Ah, ce bine, colegul. Ai făcut, stai, da, colegul, că încă n-am început să fac nimic. Ah, colegul, nu pot, nu pot, e prea... Aolo, colegul. Am lipsit la cursurile de ajutor medical. Ieși afară cu mâinile sus! Ori pleci, ori pleci, ori te omoară Snap. Bine, gata, ai am plecat, am plecat, am plecat, 5 gata. 5 secunde, 5, gata, am plecat. 4. Ah, fiel ăla ai naibii tu. Știu că poți, colegul. Ieși afară! Colegul, știu că poți. Oh! Mamă, ce m-a nimerit. Băi, l-am nimerit și eu și viu. Mamă, știți, n-aveam vestă pe mine, băi, n-aveam vestă. Pare rău, colegul. Mamă, n-aveam vestă, băi. Băi, și cât de ușor câștigam dacă aveam vestă să mor eu. Gen, îi băteam imediat, dar, din păcate, a lipsit ceva foarte important din echipamentul meu. Și anume, vestă anti-glonț. Și că, o, domnul, ce s-a întâmplat? Și că necesităm întâlnire, suntem la pământ, ăla a sunat. Dar cum dracu suni dacă ești la pământ, gen, știi? Aolo, băieți, m-am dus dracu. Domn polițist. A venit și ăsta, mai trești? Domn polițist, trești. Uite-l la ce ratat. Ce ratat? Facem masaje, tailandez. S-a dus dracu, băieți, oficial totul. Băi, fraților, cam ăsta a fost episodul, că uitați ce se întâmplă aici. Încă puțin. Cam ăsta a fost episodul, fraților. Nu uitați să dați pe acolo cât mai multe like-uri. Vă aștept pe Atom România Roll, pe toate detaliile în descriere. Și ne revedem data viitoare. Am fost Andrei, v-am pupat, bye bye.